Vă propun o temă în seara asta. Am intitulat-o așa: Viața între uitare și aducere aminte. Așa că permiteți să citesc două texte din doi psalmi. Unul chiar a fost pomenit de Mitică în seara asta. Primul este psalmul 45, versetul 10 și 11. Ascultă, fică, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău și casa tatălui tău. Și atunci împăratul îți va pofti frumusețea și fiindcă este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Amin. Psalm 103, primele 5 versete. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Vă invit să vă reașezați. Dragii mei, viața noastră și în viața noastră toți avem experiența aceasta. Am spune că uitarea este ceva caracteristic în special oamenilor mai în vârstă. Încep să fiu și eu bătrân și uit. Dar să știți că am uitat și când am fost mic. Una din acuzele pe care maică mi-a le-a avut la adresa mea era că atunci când mergeam pe câmp, cam așa era prin România, nu? Tot timpul mă uitam câte ceva. Ba, mă uitam o bluză și n-aveam multe. Tot timpul uitam câte ceva. Astăzi văd și copiii mei că uită. Într-un fel mă bucur că spun, mă, dacă uită ei, înseamnă că eu nu sunt prea bătrân. Așa că uitarea este o experiență comună în viața noastră. La fel, o experiență foarte comună în viața noastră este că ne aducem aminte. Foarte important lucrul ăsta. Deodată zice, extraordinar, mi-aduc aminte. Și viața se mișcă tot timpul între uitare și aducere aminte. Uitarea are o valoare extraordinară și ați auzit, Dumnezeu prin Psalmul 45 cere unei persoane îndrăgostite să uite. Asta e condiția. Zice, fiică, dacă vrei să te doresc, eu, Dumnezeu, trebuie să uiți. Așa că o să încep bucata de predică prima în a vă invita să uităm. Uitarea, să țineți minte, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Dacă n-am uitat multe lucruri din viață, nu știu câți de aici din sala asta, am avea mintea întreagă la ora asta. În Genesa, în capitolul 41, versetul 51, cred, Iosif, care a avut experiența care a avut-o, i s-a născut un fiu și i-a pus numele Manase, care tradus înseamnă ce? Spuneți că și vedeți acum. Uitare. De ce a spus el evrei când punea un nume la un copil, numele ăla reflecta experiența pe care i-a avut-o în viață, care i-a marcat viața? Și că ei nu puneau nume de fotbaliști, numai dacă aveau experiență dramatică cu fotbalul. Azi nu mai e așa. Evreii făceau asta și i-a pus nume uitare, căci a zis el, Dumnezeu a făcut ceva pentru mine. Zice, Dumnezeu m-a făcut să uit. Noi mulți de aici vrem tot felul de binecuvântări să ne dea Dumnezeu. Poate nu te-ai gândit niciodată ce binecuvântare este să poți să uiți. Și Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele. Și toată casa tatălui meu, adică tot trecutul meu, am reușit să-l uit pentru că Dumnezeu m-a ajutat.
Așa că prima invitație vă fac în această seară să uităm. Primul lucru care vreau să vi-l cer să-l uităm și să ne ajute Dumnezeu este să uităm tot rău și toate experiențele dureroase care le-am avut până în ziua de azi, pe care ni le-a provocat cineva, toate durerile și rănile interioare pe care le purtăm cu noi de multă vreme, eu vă cer în numele lui Iisus în această seară să vă rugați ca Dumnezeu să vă ajute să le uitați. De foarte multe ori am întâlnit oameni care vreau să fie fericiți. Și cât timp vorbeam cu ei, mă rugam, erau în biserică sau într-un moment frumos, ziceți bine. Și când ies pe ușa afară, toate îmi vin în cap. Și deodată, faptul că nu pot să-mi scot din mintea mea niște lucruri, este marele bagaj și mare apăsare care este peste viața mea. Cei care sunteți aici în seara asta, nu vă cunosc viața voastră. Dar în această seară eu vreau să vă cer cu insistență. Dumnezeu să vă ajute să uitați toate jignirile, toate suferințele, toate durerile, toate necazurile, tot trecutul vostru. Vă cer în numele lui Iisus să-L uitați. Uitarea asta poate să fie efectivă, adică pur și simplu să nu-ți mai aduce aminte, sau poate fi un gen de uitare pe care eu am botezat-o așa. Bă, nu am uitat experiențele acelea, dar nu mă mai afectează. Așa că eu pot să mă întâlnesc cu tine care m-ai jignit acum 3-4 ani de zile, îmi aduc aminte ce mi-ai făcut, dar nu mă mai afectează. E frumos la biserică, frați și surori. E frumos să cânti sau să auzi pe alții mai ales să cânte. E frumos să te bucuri, să te saluți, să... E foarte frumos. Dar pentru mine personal nu asta contează. Ci momentul când noi stăm aici în părtășie în biserică, vreau să fie un moment miraculos, pentru că credem într-un Dumnezeu care face minuni, să spunem toți amin, și vreau să plecăm de aici vindecat. Când Iisus Hristos s-a ridicat în Luca 4, în sinagogă din Nazaret, și s-a dat cartea, prorocul Isaia și-a deschis-o, El a spus, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns. Adică m-a trimis, m-a împuternicit, m-a autorizat. Nu doar să stau în sinagogă cu mâinile în sân, ci să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită sau rănită. Eu nu vă cunosc inimile în seara asta. N-am venit aici să vă impresionez, să-L vedeți pe Gabi Zăgrean în carne și oase. Ci am venit să propovăduiesc un Iisus care vindecă inima. Care te poate elibera de toate durerile trecutului. Să spunem din toată inima, gloria lui Dumnezeu. Manase, trebuie să fie experiența ta în această seară. Dumnezeu m-a făcut să uit toate durerile mele. De aceea sunt capabil, sunt echilibrat, pot să gândesc, pot să cânt, pot să iubesc, pot să fac ceva, pot să mă închinul în Dumnezeu, pentru că eu, tot trecutul meu s-a dus. Mă eliberez de el, mă scutur de el. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Ca și slujitor și pastor, consiliez oameni, normal. Și le spun așa, Dumnezeu te uită, te iartă, am citit și Psalmul 100, Dumnezeu șterge, Dumnezeu face asta, Dumnezeu face asta. Și spunea, cred. Și peste o oră îl văd din nou în aceeași stare. Și spune, dar ce s-a întâmplat? Simte-te liber dacă Dumnezeu te-a iertat, ești iertat. Zice, nu pot. Știți care este problema? Nu se poate ierta El. Nu poate să se deslipească, nu poate să uite. Îi vine în cap tot povestea aia. Am chemat oameni la Dumnezeu să se întoarcă cu fața înspre Dumnezeu, zice, domnul pastor, nu pot. Dar ce nu poți? Și când îl văd pe ăla în biserică, mi se rupe filmul. Zice, când o văd pe ea în biserică, eu nu m-am venit la biserica aia. Nu pot să suport. În spate este o experiență tristă. Reală, imaginară, nu știu. Pentru că există și povestea asta, de multe ori noi avem impresia că cineva are treabă cu noi și de cele mai multe ori nu e așa. Așa că lupta asta este o luptă cumplită și în seara aceasta, punctual, aș vrea să cerem ca Dumnezeu să ne dea putere și voință să uităm tot trecutul nostru.
Puteți să spuneți amin? Știți de ce trebuie să faceți treaba asta? Pentru că vreți să fiți fericiți. Vreți să fiți fericiți? Câți de aici vreți să fiți fericiți? Păi cu bagajul ăsta în spatele voastre n-aveți cum să fiți fericiți. Cum să-L iubești pe Dumnezeu când tu te gândești în altă parte? De ce crezi că Dumnezeu a spus în Psalmul 45, zice, fiică, uită. Dacă vrei să îți poftezi frumusețea ta și să ne bucurăm în părtășie, trebuie să uiți. Cum se poate în ziua anunții să te căsătorești cu o domnișoară, cu o mireasă, și tu te uiți în ochii ei și nu mai poți de dragul ei și ea să se gândească la vechiul ei prieten. Și nu ne-l poți scoate din cap nici în ziua anunții. Am ajuns că în loc să pomenească numele lui, o pomeni numele lui alălalt. Asta înseamnă să nu te dezlipești de trecut. Că poți să-i spui Alin și tu să te gândești la Gheorghe. Așa suntem noi în biserică. Noi spunem, Doamne Dumnezeule, te iubim, ne închinăm, te vrem, dar mintea noastră e în altă parte. Suntem legați și prinși de trecutul nostru. Nu e vorba aici de religie, e vorba aici de experiență. Nu e vorba aici de penticostalism sau de catolicism. Este vorba de o trăire reală pe care Dumnezeu te cheamă în seara asta să experimentezi eliberarea de tot trecutul tău. Ca să poți să-L privești pe Dumnezeu în ochi, să poată și Dumnezeu să te privească în ochi pe tine, să te poată îmbrățișa și dacă tu te dezlipești de trecut, uite, eu îți postez frumusețea și pentru că sunt Dumnezeul tău, poți să-mi aduci închinăciunile. Și să spunem din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Spunem din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Pentru fericirea ta, uită! Iartă! Iartă pe oricine ți-o greșit. Iartă tot trecutul care îl ai în spate. Deslipește-te de el în seara asta. Tu nu câștigi nimic că nu ierți oamenii. Tu singură și tu singur îți iscălești nefericirea. Ăla s-ar putea să jubileze și tu cari în continuare povara. Aruncă-o din spate în seara asta. Nu mi-o da mie că n-am ce să fac cu ea. Este cineva care a plătit-o deja și acesta este Iisus Hristos. Și prin sângele Lui El îți dă iertare în seara aceasta. Asta e frumos în creștinism, că creștinismul înseamnă eliberare, creștinismul înseamnă vindecare. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate boalele tale. Nu te vă gândiți numai la reumatism și la ficat și la diabet, că asta iară vin și îmbătrânim și trupul ăsta este supus putrezirii. Este vorba de niște boli pe care le purtăm în sufletul nostru și cel care poate vindeca sufletul este cel care a creat sufletul și se ține în mâna lui și acesta este Iisus Hristos. Acesta este Iisus Hristos. Îmi cer iertare pentru traducător, dar asta e viața. Eu vorbesc mai repede. Un al doilea motiv pentru care vă cer în numele lui Iisus și al Bibliei să uitați este pentru că Iisus Hristos a făcut asta pentru voi și face asta pentru voi și pentru mine. Știți de ce noi suntem aici în seara asta? Pentru că Iisus Hristos a uitat tot trecutul nostru. Știți de ce putem să cântăm, să ne rugăm? Că Iisus Hristos refuză să-și mai aducă aminte de orice păcat care l-ai făcut. Și pentru că ai cerut iertare de la El, Iisus Hristos șterge totul. Aleluia! Pe lângă Marea Mediterană, foarte frumoasă, care am văzut-o ieri, pe lângă Marea Adriatică, pe lângă Marea Neagră, de care poate vi dor din România, pe lângă toate mările care or fi pe globul ăsta pământesc, mai există o mare. O știți? Se numește Marea Uitării. Nu-i trecută pe hartă. Nu o să o găsiți în atlas. Dar cât or fi de importante mările astea pe care am mai umblat și eu și am trecut peste ele și m-am scăldat în ele, nu știu cât bine ne-au făcut. Ne-au zis, bă, la mare îți rezolvi problema cu plămânii, ai probleme cu asta, cu... Da! Marea care mi este cea mai dragă mie este marea în care Iisus Hristos a luat tot trecutul meu și toate păcatele mele, le-a aruncat acolo și refuză să-și mai aducă aminte vreodată de ele. Să spunem din toată inima gloriei Domnului. Spunem din toată inima gloriei Domnului. Ferice, Psalmul 32, de omul căruia Domnul nu-i ține în seamă nelegiuirea. Și mie diavolul și mă acuză.
El este un purător, spune, că merge înaintea lui Dumnezeu să ne părasă. Și Gabi Zăgreanu păcătui, Gabi Zăgreanu a făcut aia, când a avut 18 ani a făcut aia, când a avut 19 ani a făcut aia, când a avut 20 de ani a făcut aia. Merge să mă părască la nevastă, la aia, la pastor, peste tot. A făcut rău, a făcut rău. Și Dumnezeu spune, nu știu, hai să mă uit. Totul șters, nu mai aduc aminte. Dumnezeu nu ține în seamă nelegiuirile noastre. Dumnezeu le aruncă în marea uitării. Și Dumnezeu să izbăvească orice inimă. Și dacă Dumnezeu a uitat ce ai făcut tu, uită și tu ce a făcut alții. Sunteți aici în seara asta? Sunteți aici în seara asta? Păi înțeleptul Solomon spune că într-o relație de familie cu soția, zice, cine pomenește o greșeală, dezbină. Păi dacă eu merg nevasta și peste două zile zici, te iert, dragă, că te iubesc, te iert, mă iert, dragă, te iert, te-am iertat. Peste trei zile spune, iară? Știi ce ai făcut săptămâna trecută? Asta e teroarea. Deci atunci se enervează orice om. Ăștia suntem noi. Trebuie să învățăm să semănăm cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne, nu? Doamne ajută-ne! Nu fiți ca în pilda aceea. I-am șters toată datoria că trebuia să-și vândă copiii și toți ce ești liber, ești iertat. Nu a ieșit afară, el nu a putut să ierte 10 lei. Așa suntem noi. Iisus Hristos vorbește în seara asta. Poate v-ați dorit o altă seară de evanghelizare. Așa vrut Domnul în seara asta. Ca să fim fericiți avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu și ca să fim fericiți avem nevoie să iertăm și noi pe alții. Pentru că noi ne rugăm, Doamne iartă-ne după cum noi iertăm. Corect? Corect? Doamne, binecuvântează toată adunarea și toți prietenii. Amin. Vă spun un exemplu foarte frumos, care este concluzia la punctul ăsta. Un călugăr foarte credincios s-a dus la mănăstire și era de o bucată de vreme acolo și într-o zi s-a dus la stareț, șeful mănăstirii, ca să mă pronunț așa mai puțin religios și mai laic, și i-a spus, Dumnezeu mi-a descoperit că ai păcătuit. Ce curaj! Da, da. Și poți să-mi spui păcatul? Zice, nu. Dar o să mă rog. Atunci starețul i-a zis, îți las o probă până mâine. Dacă tu ești un profet al lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va spune păcatul meu. Și mâine vii să mi-l spui. Dacă îmi vei spune păcatul, te declar profetul mănăstirii. Dacă nu, o să fii pedepsit și excomunicat. De acord? Dumneavoastră ce ați făcut? De acord. Am emoții. Pentru el. Urmează o noapte. Se roagă. Dumnezeu îi răspunde. Scurtez, urmează întâlnirea. Dacă tu erai stareț și făceai păcat, tremurai. Dacă erai profet, tremurai dacă ai ce să-i spui. Se întâlnesc amândoi și stareții spune, ți-a spus Dumnezeu ce am făcut? Țineți-vă respirație. Și călugurul a spus, da. Ți-a spus păcatul? Da. Și dumneavoastră toți vreți să-l știți acum. Sunteți curios care este păcatul. Și ce ți-a spus Dumnezeu? Păi Dumnezeu mi-a spus că l-a uitat. Atunci starețul, fiți foarte atenți și să vă prindeți, a zis, tu ești profetul mănăstirii de astăzi. Vă uitați uimiți de ce? Pentru că cele 24 de ore de când i-a spus călugărul că a păcătuit, starețul s-a rugat și Dumnezeu l-a iertat. Spuneți toți amin pentru el. Și în ziua următoare, n-avea cum Dumnezeu să se contrazică singur, dacă l-a iertat, să-l mai spun odată. Și când a mers înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis lui călugăr, spune că l-am uitat azi noapte. Și zice, tu ești profet. Pentru că, într-adevăr, acesta era răspunsul. Știți de ce noi suntem aici în seara asta? Că Dumnezeu a uitat tot. Tot. Pentru asta trebuie să fiți fericiți. Nu fiți fericiți dacă aveți euro în buzunar, că ăștia nu vă fac fericiți. Și nici să n-aveți, tot nu-i fericire.
Vreau să spun tuturor, bucuria unui om care se întâlnește cu Dumnezeu este ștergerea tuturor datoriilor, ștergerea tuturor păcatelor și Dumnezeu ne dă o viață nouă. Împreună cu toată biserica spunem amin. Apostolul Pavel spune, cele vechi, spuneți toată biserica, cele vechi, bă, fraților, s-au dus sau nu s-au dus? S-au dus sau nu s-au dus? Adică Dumnezeu le șterge și voi tot timpul sunteți la pescuit în marea asta? Cum ghiță? Ce faci? Pescuiesc, ce? Vreau să-mi aduc aminte ce prostie am făcut acum 15 ani, să mă nefericesc asta. Succes! Păi cine vă trimite la pescuit? Diavolul! Nu vă mai spun câți pescuiți în viața altora. Las că știu eu, las că știu ce-au făcut, las că știu asta. Vă rog, rupeți-vă unghițele în seara asta, pentru că cel care nu se mai uită niciodată în spate și a șters tot, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dacă Iisus Hristos nu ne acuză, dacă Iisus Hristos nu ne condamnă, vă rog să vă închideți gura, să vă închideți mințile și să lăsați harul iertării și al vindecării să curgă peste viețile voastre, peste relațiile din biserică, peste relațiile din familie, peste relațiile dintre noi, pentru că cel care vindecă orice relație este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ți-o greșit bărbatul, iartă. Uită. Pe cei care ți-au greșit. Un al doilea lucru care vreau să vi-l spun, o să zboare timpul prea repede, nu știu. Cât sunteți dispuși să stați? O să văd eu, da? Deci, un al doilea lucru care Domnul te invită să-l uiți, este să uiți tot binele care l-ai făcut cuiva. Sunteți veseli? Tot ce ai făcut bine cuiva, de la lucruri mărunte până la lucruri mari, trebuie să fii uitat până la ora asta. Nimic nu mai ții minte. O amnezie peste noi. Pentru că așa trebuie să arate oamenii care s-au întâlnit cu Dumnezeu. Nu faci un bine și îl ții minte și cine l-a ajutat pe el. Bă, știi cine l-a scos pe el din năcasă? Eu. Și tot timpul vrem recunoștință. Tot timpul vrem cineva să... Vă rog să vă scuturați de treaba asta. Vreți să ajungeți în cer? Vreți? Nu știu, trebuie să faceți bine. Știți că credința fără fapte, cum e? Ați citit Matei 25, da? Ia să-l repetăm puțin. Găsești tu versetul acolo care ești la laptop, nu mai caut acum. Matei 25 cu versetul... Veniți binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția pe care v-a fost pregătită, care v-a fost pregătită de la, în spate, de la întemeierea lumii. Slăvit să fie Domnul că există împărăția Lui, nu de ieri, de la altăieri, de când sunt viacule Dumnezeu a pregătit o împărăție pentru tine care mă asculți în seara asta. Și spune, veniți binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția, vă rog să intrați. Tot timpul când mă gândesc la pasajul ăsta din Biblie, sunt puțin încurcat și eu vreau să fiu sincer de fiecare dată când predic și când mă gândesc la Biblie. Când Dumnezeu a spune către mine, poftim în rai, repede aș fi fugit, bine că m-a lăsat, să intru! Nici cum nu mă opream! Nici cum nu mai aveam nevoie de întrebări, că a zis unul, bă, mie nu-mi trebuie în rai să intru lângă tron, numai după ușă, dacă intru, când am intrat înăuntru, sunt în rai, mergeți toți! Și au zis, veniți binecuvântații Tatălui, ce frumos, vină binecuvântatul Tatălui de intră. Poarta deschisă, la fugă, să mă văd dincolo. Mai ales noi românii care tot timpul avem frica asta peste noi din comunism, că s-ar putea să ne ajungă, că s-ar putea să termine, că s-ar putea să ne avem loc. Ne-am mai civilizat amul, dar în anii trecut prin avioane, se împingeau, că noi așa am crescut. Dacă nu ne împingem, nu suntem sănători. Nu vă uitați și acum când ajunge avionul jos, nu ajunge, timpul să zică stoardesa aia. Vă rog să stați jos, vă rog să stați jos, că ăsta cu bagajul, cu mâna pe sus, că se teme să nu îi leie cineva atât timp. Și dăm și bluza, dăm și haina, dăm și atâtele adunele strânge lângă ea. Și să împinge, să meargă pe lângă mine. Stați, domnule, că tot acolo ajungeți. Tac, tac, că să nu mă enervez.
Da, păi hai cu avioanele, da, păi când e raiul, vin, o să intru. Am săgeată. Ăia din Matei 25 nu fac asta. Și sunt uimit. Și veniți binecuvântați Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită la întemeierea lumii. Pentru că am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost sărac, ați venit pe la mine, am fost în temniță, m-a vizitat, am fost flămând, mi-ați dat să mănânc și așa mai departe. Intrați! Ăștia nu intră! Zice, Doamne, avem o întrebare. Să stai tu în afară ușa și să mai vorbești cu Dumnezeu? Și avem o problemă. Bă, frate, surori, stimați prieteni, ăștia sunt lumină din lumină, oamenii ăștia. Și imaginează-ți că ea trebuie să fim noi care suntem aici în seara asta. Nu vă gândiți la alții, că suntem distruși. Noi vrem să ajungem în cer. Nu, n-are rost să predic în seara asta. Vreți sau nu vreți să ajungem în cer? Vreți sau nu vreți să ajungem în cer? Eu mă gândesc că eu o să acolo. Și despre mine, despre tine trebuie să spun asta. Ați făcut, ați mers, ați dres, ați făcut, poftim. Tu te oprești, stai, Doamne, un pic. Și am o problemă cu capul ăsta. Când am făcut noi? Ce s-a întâmplat? Când am fost noi și te-am văzut gol și te-am îmbrăcat? Bă, nu mi-aduc aminte așa ceva. Dumneavoastră țineți minte ce ați făcut bine până azi? Când faci un lucru foarte rar, îl ții minte toată viața. Asta e ideea. Când faci un lucru foarte des, de unde să mai știu? Mai îmi spun și frați, și știi, frate Gabi, ne-am întâlnit acolo. Eu mă întâlnesc cu 500 de oameni pe săptămână. Nu mai știu pe tine. Uit! Nu e un lucru frumos, dar uit! Nu știm, Doamne, când am făcut asta. Și bă, când ați făcut celor mai neînsemnați, frații ai mei, mie le-ați făcut. Poftiți în rai. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică. Și vă rog din seara asta să faceți bine, mult, mult și des, 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 cât de des puteți. N-a spus amin, cât de des puteți, cât de des puteți. Asta e șansa să nu mai țineți minte, asta înseamnă să vă încurcați mintea. Dacă îi spui la soție, e 20 de ori pe zi, te iubesc. Și, dragă, de câte ori mi-ai zis azi că te iubesc? De ce crezi că eu am cap de computer, să știu? Tot timpul spun. Dacă îi zici o dată pe lună, ești, vai de mie, fac infart. De ce? Și mi-a spus, te, mă iubești. O dată pe an, îi duci flori de o marte. Să se prăbușească o marte, nu din niciodată flori de o marte. Ori duc în 4, ori în 13. Nu vreau. Nu vreau să mă oblige cineva să duc flori. Nu vreau să mă oblige cineva să-i spun la nevastă te iubesc la, nu știu când o fi, 14 februarie, ziua îndrăgostită. Nu vreau. Eu vreau să-i spun 1 ianuarie. Pentru că asta trebuie să fie un mod de viață, ceva natural, neforțat, neprogramat, neimpus. Hai să ducem ajutoare. Bă, fiecare câte o plasă. Nu aș... Lasă-mă că Dumnezeu îți pregătește tot timpul faptele bune și spune toată biserica, amin, numai să vrei să umbli prin el. Dar faceți bine, vă rog să faceți bine, una într-una. Pentru că Dumnezeu este credincios să vă răsplătească și să spunem toți gloria lui Dumnezeu și veniți binecuvântați Tatălui. Dar după ce ați făcut-o, uitați. Mai am auzit și eu scurgeri de asta, m-a durut, bineînțeles, m-a umilit Crist. Și... eu i-am băgat motorină la Gabi Zăgrane, am făcut plinul, nu mă mai bag în seamă. Vă dați seama ce bine o ținut? Și eu nici nu știu când i-o băga plinul. De aceea a zis Domnul, bă, dacă tu ții minte, dacă tu pomenești ce ai făcut, ce se întâmplă? Că ați citit Biblia, nu? Toată răsprata s-a dus. Deci toți care aveți memorie bună și țineți minte că i-ați dat, că l-ați pupat, că l-ați îmbrățișat, că i-ați împins mașina, că i-ați împins 10 euro, că l-ați ținut în casă, că l-am ținut eu și nu a fost recunoscător, toată răsplata s-a dus. Ați lucrat degeaba. Dar cel care vă poate trezi în această seară pe voi și pe mine este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vă rog să uitați toți binele care l-ați făcut cuiva. Altcineva ține minte. Altcineva notează. De ați lăsat o lacrimă pentru cineva. Ați lăsat-o acolo seara în cameră, pe covor. Unde mai știi, bă, copii, că o lacrimă? Cineva adună fiecare lacrimă. Vă dați seama despre cine predic eu în seara asta? Vă dați seama cu cine stăm de vorbă în seara asta?
cu Dumnezeu Preasfânt, care pur și simplu merge, toate lacrimile le adună. Dumneavoastră știți cât ați plâns, niciunul nu știe. Toate le adună și le pune într-un burduf. Toate le adună și, bă, și nu sunt mai eu, sunt miliarde de oameni. Și din miliarde de oameni, dacă jumate fac bine, Dumnezeu nu uită. Ai făcut o milostenie nascuns, Dumnezeu care vede nascuns, binecuvântat să fie numele Lui, te va răsplăti. Ai făcut o rugăciune nascuns, numai că te aude, Dumnezeu te răsplătește pentru asta. Orice ai făcut, Dumnezeu nu uită, Dumnezeu nu uită. O mamă poate să-și uite copiii, Dumnezeu nu uită niciodată, niciodată. Lăudat să fie Domnul, lăudat să fie numele Lui, binecuvântat să fie numele Lui. Vă rog, cât trăiți, să faceți bine, cât mai mult bine, cât mai mult bine. Amin. Nu știu dacă mai vreți să fiți pocăiți. Mai vreți? Pocăința nu înseamnă doar să veniți la biserică, să ridicăm mâinile, să cântăm. Să... Pocăința este mult mai mult decât atât. Și am vrut să vă descriu în seara asta două puncte foarte importante care vă invit să uitați. Uitați trecutul vostru și vreau să spun celor care cântă bine și ai avut cântări frumoase sau ai avut niște momente de vârf, predici bune, glorios de bune, toate trebuie să le uiți. Când ai cântat prost, ține minte. Dar când ți-a ieșit, e vorba de harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește în Filipeni, capitolul 3, cred că undeva versetul 10, zice, eu fac un singur lucru. Unul singur. Mai jos acolo, mai jos de 10. Fac un singur lucru. Uit ce este în urma mea. Și mă arunc spre ce este înainte. Și vreau să primesc premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Bă, fraților, capitolul 3. Uit ce este în urma mea. Că a fost bine, că a fost rău, că am avut succes, că am reușit. Lasă-le, bă, toate în harul lui Dumnezeu și du-te înainte. Pentru că cel care te așteaptă la capăt de drum este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Doamne, lasă uitarea asta peste viețile noastre. Partea a doua predicii, mai puteți? Acum vrem să lucrăm la memorie. Și dacă până acum am vrut să uităm, acum ne rugăm Dumnezeu să lasă un duc de trezire peste noi și să ne aducem aminte. Și primul lucru care trebuie să ne aducem aminte, Dumnezeu spune, adu-ți aminte de făcătorul tău. Sunteți foarte mulți tineri aici. Încă din zilele tinereții tale. Stimați tineri, este o vorbă așa prin popor. Lasă-mă că la bătrânețe mă gândi și la Dumnezeu, dar nu mă... Și Biblia spune nu. Adu-ți aminte, prin înțeleptul Eclesiastru, adu-ți aminte de făcătorul tău încă din și în zilele tinereții tale. Până nu vin anii cei grei când vei spune nu mai găsesc nicio plăcere în ei. De aceea, primul lucru care trebuie să ne aducem aminte în această seară este că trebuie să ne aducem aminte de Creatorul nostru și de Făcătorul nostru, binecuvântat să-i fie numele Lui în veci. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Știți cum arată un om care nu și-a aduce aminte de Creatorul lui și de Dumnezeul lui? Exact ca un om care în urma unui accident, în urma unui bătăi cumplite, și-a pierdut memoria. Intră în comă vreo 2-3 săptămâni și se trezește din comă. Asistente medici pe lângă el, pare aerian. E speriat, nu realizează ce s-a întâmplat, la capul lui e maică sa și medicul îi spune, e maică ta. Și el se sperie. Bă, fratele meu, știi cum te cheamă? Știi cine ești? Medicii se uită în ochii unul altul, zice, a suferit o pierdere de memorie. Diagnosticul este amnezie, uita tot. Zice, domnul pacient, cineva v-a bătut foarte crunt și în urma acestei bătăi ați intrat în comă. Nu știe nimic.
nu știe de unde a venit, nu știe cum a ajuns acolo, nu știe pentru ce e acolo și nu știe ce va face și-a pierdut identitatea în totalitate. Nu mai știe nimic. Ce se întâmplă? Medicii fac tratament, specialiștii pe lângă el, o turmă de oameni foarte bine pregătiți și cu răbdare, încet, pas cu pas, omul ăsta începe să-și recapete memoria și să-și aducă aminte de el însuși. Cine este? Și revin încet amintirile în viață. Stimați prietenii ai mei și ai Domnului în seara asta și frați și surori, momentul când Dumnezeu ne bate la ușa inimii noastre și ne atinge inima noastră și noi ne deschidem inima, este momentul ancestral, divin, glorios din viață, când ne întâlnim cu Dumnezeu și în momentul când ne întâlnim cu Dumnezeu, noi ne aducem aminte cine suntem noi. Știm pentru ce suntem pe pământul ăsta și începem să percepem unde ne ducem. Nu avem nevoie de întâlniri cu Dumnezeu de spectacol. Avem nevoie de întâlnire cu Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să trezească în noi tot ceea ce este adormit și ațipit și uitat, pentru ca bunul Dumnezeu să ne ajute să răspundem la întrebarea de unde venim, pentru ce suntem aici și încotro ne îndreptăm. Cel care poate să realizeze asta în viața noastră este Dumnezeu, care este prezent aici în seara asta, care este prezent aici în țara asta. Spunem din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Nu vorbim de bani, nu vorbim de lucruri materiale, vorbim de tine. Cine ești dumneata și cine ești tu în seara asta? Când îți aduci aminte de Dumnezeu, realizezi cine ești tu. Cea mai mare criză de pe planeta asta nu e criza de bani, nici de locuri de muncă. Este criza asta de identitate. Oamenii nu știu de unde au venit. Nu știu pentru ce sunt aici, nu știu încotro să îndreaptă, nu știu nimic despre ei. Dar de aceea noi trebuie să mergem să predicăm Evanghelia. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți predicatorii, pe toți păstorii, pe toți slujitorii, pe toți diaconii din orice biserică. Pentru că, de fapt, biserica are locul, are rolul ca prin ea Dumnezeu să trezească bărbați și femei ca să-și poată regăsi originea. Aleluia! Când te întorci la Dumnezeu, nu-mi faci mie o favoare și nici altor preoți. Când te întorci la Dumnezeu, îți faci dumitale o favoare. Când începi să realizezi ce valoare ai în ochii lui Dumnezeu și începi să trăiești pentru ceva. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și dacă te rog să ții minte fraza asta. Ai fost făcut de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Încă o dată. Ai fost creat de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. De și pentru, de și pentru. Aici este originea ta. Nu este greu, dar asta este un miracol. Când un om își dă seama că este rezultatul creației lui Dumnezeu, că a fost făcut de Dumnezeu și a fost făcut pentru Dumnezeu. O, lăudat să fie numele Domnului. N-ai fost făcut pentru iad, n-ai fost făcut pentru păcat, n-ai fost făcut pentru dezastru, n-ai fost făcut pentru cimitir, n-ai fost făcut pentru nimic, ai fost făcut de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Îi aparținem celui care ține în mână universul și să-i spunem din toată inima glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Mai important decât ne-am întâlnit nevasta și copiii cei patru și nepoțica, cel mai important lucru din viața mea este că l-am întâlnit pe Dumnezeu. Și atunci m-am regăsit pe mine. Dumnezeu nu este egoist. Vreau să mă cunoașteți că vreau să mă cunoașteți. Dumnezeu știe când începi să-L cunoști pe Dumnezeu că te cunoști pe tine. Când te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie de nimic. Dar când te apropii de Dumnezeu, de fapt, îți regăsești rădăcinile tale și originea ta. Binecuvântat să fie numele Domnului. David a scris asta în Psalmul 139 și mulți alți autori din Biblie. Și au spus, Doamne Dumnezeule, când m-am întâlnit cu Tine, mi-am regăsit originea. Și a scris că nu eram decât un plod sau un embrion fără chip. Nici un ecograf nu putea să spună dacă eu o să fiu băiat sau fată. Încă nu era formă. Eram un embrion acolo, micuț cât o unghie. Ce înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu? Că nu eram decât un embrion fără chip. Ochii tăi. Spuneți, mă
mă vedeau. Uite-mă că mă uit la asta. Și tu spui seara asta și ai spus de atâtea ori ce Dumnezeu se gândește la mine, la... La mine se gândește Dumnezeu? Nu, Dumnezeu se gândește la tine înainte să se fi gândit tata și mama. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Băi, eram așa o bucată de unghi și ochii tăi se uitau la mine. Mă priveau și în cartea ta erau, gândiți-vă la unghie, și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele, înainte să fi fost vreuna din ele. Lăudat să fie numele Domnului. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele și normal. Este prea înaltă ca să o pot prinde, dar mă întorc și spun, te laud că m-ai făcut o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta și să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Imaginează-ți în această seară că Dumnezeul care stătea la tine când erai o unghie, cum se uită la tine când ești dita mai bărbatul, când ești femeia și domnișoara zdravână, când ești aici în seara asta, ai ochi, ai urechi, îl poți auzi, îl poți privi, îl poți gândi, ți-a dat minte, poți auzi cântece, Biblia, mă poți înțelege pe mine că predic, îți dai seama cât de avansată ești, dacă Dumnezeu când n-ai fost cât o unghie s-o gândi la tine, imaginează-ți cum se gândește Dumnezeu la dumneata în seara asta și vrea să te binecuvânteze și vrea să te ia în mâinile sale și vrea să-ți dea un viitor și vrea să-ți dea o speranță și vrea să-ți dea veșnicia și vrea să facă lucruri mari în casa ta, în viața ta, în inima ta. Pentru ce te complexezi? Pentru ce te tot victimizezi? Pentru ce ești tot nemulțumit? Dumnezeu ți-a dat cea mai mare semnificație. Nu poate să-ți dea banii semnificație. Nu poate să-ți dea plăcerile semnificație. Nu poate să-ți dea munca și funcțiile semnificație. Cel care îți dă cea mai mare valoare și cea mai mare semnificație este cel care te-a plămădit din țărână și a suflat în nările tale suflare de viață. Ești un suflet viu și vei trăi veșnic exact cât Dumnezeu. Adu-te aminte de treaba asta. Ce faci? Sunt stresat. Nu mai pot de stres, avem probleme, nu mai ne bagă nimeni în seamă. Nici păstori ăștia nu prea se uită la noi. Nu m-au salutat când am intrat în biserică, simt că nevasta s-a răcit. Lasă-mă că e obosită. S-au crescut pruncii acolo, i s-au bătătorit mâine. Ăia nu mă bagă în seamă. E plină lumea de complexați, de frustrați, de... Iertați-mă, surorile, nu, la voi nu zic asta. Tot ne plângem, n-avem mai aia. Dumnezeu și-a pus amprenta Lui în tine. David iese afară, tot el. Grozav omul ăsta, de aia Dumnezeu ne-a dat multe revelații prin el. Iese afară și spune, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, Psalm 8, luna și stelele pe care le-ai făcut tu, să uită așa pe cer. Bine că noi tot ne uităm la televizor, nu vedem niciun miracol acolo. Nu ne mai uităm la televizor când ne-am pocăit. Nu, avem televizor în buzunar. Am știut să-ți scoatem din casă, măi, cu noi în biserică. L-aveți pe mâini, pe genți. Filmați acum. Păi, dar cine să mă uite la creație? Pavel scrie în Romani, zice, puterea lui veșnică în capitolul 1 și dumnezeirea lui se văd lămurit. Clar, adică. Când te uiți la ele cu băgare de seamă, la lucrurile făcute de el. Așa că nimeni nu se mai poate dezvinovăți. Din aia auzit în viața ta nicio predică și te-ai uitat la creația lui Dumnezeu, acolo poți să vezi amprenta lui Dumnezeu în creație și în viața ta. Să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stele pe care le-ai făcut-o, îmi zic. Ce-mi zic? Ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Și Dumnezeu răspunde. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Ești făcut de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. Toate le-ai pus sub autoritatea lui, oile și boile la oaltă. Așa că toți care suntem aici în seara asta, suntem coroana creațiunii lui, binecuvântat să fie numele lui,
binecuvântat să fie numele Lui. Nu contează că ești brunetă, brunet, că ești bătrân, că ești tânăr, că ești așa, că ești așa, că ești sărac, că ești bogat, că ai funcții, că n-ai. Suntem creația lui Dumnezeu, avem valoare în ochii lui Dumnezeu, suntem egali înaintea lui Dumnezeu și Cel care ne iubește în această seară este Dumnezeul cerului și al pământului. Este Dumnezeul cerului și al pământului. Poate nu te mai iubește soțul, poate te-a părăsit, poate treci prin momente de criză, poate ești în vale, poate valuri rovesc în viața ta. Iisus Hristos este Domnul. Iisus îți spune în seara asta, te iubesc din inimă, fiindcă ai preț în ochii mei, dau popoare și națiuni pentru viața ta. Și într-o zi, pentru că Dumnezeu te-a iubit atât de mult, n-a mai dat păpoare, n-a mai dat națiuni și a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică și cu toată adunarea spunem glorie lui Dumnezeu. Nu ești un ghem de muș și nervi. Nu ești un abur care se trece și dispare. Ești creată și creat de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Și să spunem din toată inima, lăudat să fie numele Domnului. Amin. Adu-ți aminte de treaba asta, că s-ar putea să o fi uitat. O a doua afirmație care aș vrea să o răsună în inima dumneavoastră și aș vrea să nu o uitați, este că mi-am pus o întrebare. Totuși, de ce oamenii și Israelul de multe ori l-au uitat pe Dumnezeu? În 5 minute vă spun câteva răspunsuri. Eu știu pe de rost, dar nu vreau să greșesc. Și primul motiv pentru care oamenii uită pe Dumnezeu, pe Creatorul, Domnul și dragostea Lui, este din cauza că înțelegem total greșit și eronat dragostea Lui, bunătatea Lui pentru evrei materializată chiar în bunuri vremelnice. Pentru noi materializată în ceva care nu este vremelnic, prelângă cele vremelnice și care este Harul Mântuitor adus prin Iisus Hristos Domnul și să spunem din toată inima glorie Domnului. Haideți să ascultăm un cuvânt, te rog să-l afișezi acolo, Deuteronom capitolul 6, începând cu versetul 10. O să-l citesc foarte repede și tu-l afișezi după. Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat-o părinților tăi lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit. Case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut. Puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat. Vii și măslin pe care nu tu le-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura, vei să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Atunci când Dumnezeu le-a dat evreilor toate lucrurile astea care nu le-au făcut ei, Dumnezeu le-a dat ca și un dar în mâna lor și în viața lor. Dumnezeu a spus, Israel, există un pericol în toată povestea asta. Știți care este? Să mă uiți. De ce îl uităm noi pe Dumnezeu? Vreau să vă spun direct în seara asta, pentru că Dumnezeu e prea bun cu noi. Și Apostolul Pavel a spus, tu nu vezi oricare ești, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, adică să te întorci cu fața spre El și să-L vezi și să te închini Lui. Nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă, te cheamă, te strigă să faci treaba asta? Pentru că Dumnezeu a fost bun cu noi. Noi am uitat de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, toate ți le pun pe tavă, a te rog un lucru, să nu mă uiți. Dumnezeu este prezent aici în seara asta. Dumnezeu este aici și vreau să-i răspundem prezenței lui Dumnezeu. Zic, Doamne, iartă-ne că te-am uitat. Când eram copil și erat, nu mi-am dat seama sub nicio formă și dacă mi-am dat seama nu m-am gândit niciodată profund de ce părinții mei ori de câte ori am plecat de acasă mi-au cerut ceva. Eu mă gândeam că îmi cer cel mai mic lucru din univers. Și n-am băgat în seamă cererea asta lor. Pe lângă că îmi spunea să fiu cu minte, să fiu atent, îmi spunea, vezi, să nu ne uiți. Să ne scrii. Să ne spui că ai ajuns, că ești bine. Și bă, ce și la mama se emoționează și plânge. Când zice, astăzi ne uiți. Cum să-i uit?
Mi se părea tot timpul că îmi cer un lucru atât de mic. Dar de fapt, după ani de zile, când am devenit și eu însumi tată, îmi dau seama că e unul dintre lucrurile cele mai valoroase. Și de fapt și eu la copiii mei le cer tot atât de puțin. Să mă bage în seamă. Să nu mă uite. Să-mi spună mulțumesc, tată, că existi. E atât de valoros cuvântul ăla. E atât de valoros gestul ăla încât nu mai întreb nimic de la ei. Pot să nu lucrez o lună. Astăzi fiica noastră, penultima, Sara, are 11 ani, m-a sunat și i-am zis: Sara, ți-am spus să nu suni, că-ți consum creditul la telefon. Nu contează, zis. Vreau să te întreb cum ești. Sunt bine, Sara. Și tati, să știi că te iubesc. Inima mea a vibrat. E atât de puțin. Dar sunt fericit. Vă gândiți cum ar fi Dumnezeu în seara asta dacă noi l-am fi băgat în seamă zilele astea? A fost ziua mea în urmă cu o săptămână. Mi-ați scris mulți, mi-au scris. Vreau să țin secret, n-am putut. Trebuie să-mi deschid inima, să-mi o pun pe masă. Băieții, ei se deschid mai greu. Avem un băiat, are 18 ani. Mi-a scris fiica cea mare, care m-a făcut bunic. O epistolă foarte frumoasă. Am mai făcut asta. M-am bucurat enorm. Eram cu soția la Suceava și când stăteam cu ea la masă, mă uit la telefon. Și ce credeți? Mi-a scris Robert. Am citit două fraze și am zis nevastea: dă-mi repede ochelarii de soare. Uite, așa mi-i zburau lacrimi din ochi. Bă, ce mi-a scris băiatul ăsta? Știți cum a început? Puteți să zâmbiți. La mulți ani, bătrâne. Da, bătrâne, a pus între ghilimele. Vreau să-ți mulțumesc pentru că de atâta timp, de atâția ani, ne pui mâna, ne pui pâinea pe masă. Și te-ai luptat să nu ne lipsească nimic. Și a scris multe lucruri foarte adânci, care m-au sensibilizat, de nu am mai rezistat. Și, bă, l-am bănuit de multe ori care are lucrurile astea în inima mea. Bă, dar dacă nu le-a spus, eu nu sunt Dumnezeu să văd în el. Uneori, prin comportamentul lui, am avut îndoială și am zis: bă, ăsta nu-i pasă sub nicio formă. Știu că odată i-am reproșat: bă, Robert, știi care este problema ta? Ție nu-ți pasă de mine. Și el s-a întors și a spus: tati, niciodată în viața ta să nu mai spui vorba asta. Poate că l-ai uitat pe Dumnezeu. Pentru că ai înțeles greșit toată bunătatea și pâinea și harul pe care ți le-a pus pe masă în toți anii ăștia. În această seară te invit să-ți aduci aminte de Dumnezeul tău. Cel care te-a ținut și tu nici n-ai știut. Mi-a zis cineva: bă, frumos a scris băiatul tău și mi-a făcut un compliment despre familie. Și azi, bă, până la urmă vreau să spun că în toți anii ăștia i-am scăldat, le-am făcut baie în lacrimă cât m-am rugat pentru ei. De când au fost mici, i-am scăldat în lacrimi săptămâni și luni, ori de câte ori mă rog, părând îi scald acolo în prezența Dumnezeului celui viu. Păi eu sunt un om slab, băi, frați și surori și prieteni. Dragostea mea e slabă, e limitată. Dumnezeu este nelimitat și veșnic. Dragostea lui nu poate măsura nimeni. Cât este de sus cerul față de pământ, atât de mare este bunătatea lui Dumnezeu față de oricine îl caută să teme de el în seara asta. Iisus Hristos este prezent aici în adunare.
Iisus Hristos este prezent aici în adunare. Și Israele, ți le dau toate, dar te rog să nu mă uiți. Asta era pretenția lui Dumnezeu. Nu mă uita, Israel, nu, te rog să nu mă uiți. Asta e tot. Ce poți tu să-i dai lui Dumnezeu și n-are? Ce putem să-i oferim noi în seara asta? Ce? Bani? Pământul cu tot ce pe el e a lui. Ce ți-ai Dumnezeu? Laude zi și noapte. Fără de început până la capătul veșniciei, n-are capăt. Tot timpul, în permanență, cerul întreg strigă, vrednic este mielul să primească lauda, slava, cinstea, onoarea, binecuvântat să fie numele lui în veci. Nici măcar de laudele noastre nu are nevoie. Vrea să nu-l uiți. Se pretenția unui tată în raport cu fiii și fiicele sale. Bă, vreau și eu un mesaj. Vreau să-mi spui, Doamne, te iubesc, Doamne, sunt aici. Nu mai predic, că simt că este un moment foarte bun să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. O să predic zilele astea. Duhul Sfânt este prezent aici în seara asta. Dacă ai un trecut în seara asta de care nu poți să scapi, sângele lui Iisus Hristos are putere să curățe tot trecutul tău. Dacă ai persoane și răni în sufletul tău care te țin legată și legat și te nefericesc, este un moment în seara asta când să scapi de toată treaba asta și Dumnezeu să te elibereze în seara asta. Că ești aici și nu prea ai făcut lucruri bune până astăzi, Dumnezeu este aici să te trezească în seara asta. Dacă ai uitat de Dumnezeu și ai uitat de tine și de viața ta și de fericirea ta și de destinul tău și de valoarea ta, Iisus Hristos este aici să-ți trezească ființa ta. Trebuie să plecăm neapărat fericiți acasă, neapărat. Pentru că cel care se prezintă în biserică este prea fericitul Dumnezeu. Singurul care poate să-ți dea liniștea și pacea și echilibru mental, sufletesc, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Singurul care poate să-ți dea o perspectivă eternă și veșnică este Cel care te-a creat și te-a dus pe pământ. Și acesta este Dumnezeu. Ai fost creată de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Nu mai te condamna, nu mai lăsa minciunile diavolului să spună nu ești bună de nimic, nu ești bun de nimic, n-ai ce să faci, este o epavă viața ta. Singurul care poate să ia epavele, să facă din el aur curat, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Singurul care poate să le ia lucrurile dărâmate, să le rezizească, este Cel care a zidit cerul și universul și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Singurul care poate să te ia de mână și să-ți dea o familie, să-ți dea o binecuvântare, este Dumnezeu. Nu te uita la tine că ești atât de slab, nici la vrășmașul care te-ar nimic. Ci de grab, nu te uita, ci uită-te la cer, pentru că Cel care a deschis cerul pentru tine în această seară este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu ești prea rău, nu ești prea păcătoasă, nu ești prea bun să te întorci la Dumnezeu, nu ești prea bună, nu ești prea neprihănit, nu ești prea rău. Este un moment ideal în care poți să-i spui lui Dumnezeu în seara asta, mă întorc la tine, Doamne, vreau să primești viața mea, vreau să mă pun în mâna ta tot ce am, toate păsările mele, toate durerile mele, toată singurătatea mea și Iisus Hristos este prezent aici în seara asta ca să ridice inima ta, să ridice problema ta, pentru că El este Dumnezeul tău. Vreau să ne rugăm pentru tine în seara asta. Am fost la Londra de 2 săptămâni și am chemat oameni la rugăciune. Mereu fac asta. Și seara asta să fac asta. Și au venit mulți oameni în față. Și ne-a rugat pentru ei. Am văzut o doamnă care era pe rândul 3, cum ar fi aici la bărbați. Și ne-am chemat în față, ea a venit până aici. Și au venit mulți oameni și am zis, vreau să fac o separare, să știu pentru cine ne rugăm, cu punerea mâinilor. Și ea s-a potignit în momentul ăsta și n-a vrut să intre în grup. Și a rămas pe scaun, deși a făcut 3 metri. Era foarte aproape. Eu am văzut, Dumnezeu m-a ajutat să văd asta. Știu că este filmat aici, de aceea nu să-i dau numele în seara asta, că este o persoană cunoscută, eu n-am știut-o, sub nicio formă, după aceea am fost informat. Și eu când m-am dus pe aici, pe după oameni, m-am dus direct la ea și am împins Dumnezeu și am zis, Doamne, nu vreți să mă rog pentru dumneavoastră? Și ea n-avea aer și a zis, dacă doriți, cum să nu? Și m-am rugat pentru ea și Dumnezeu i-a descoperit în inima ei mai multe lucruri care le avea. Și exact pentru lucrurile alea m-am rugat. După aceea am vezi, ne-a rugat pentru mult și Dumnezeu a plecat. Era o doamnă importantă. În lumea asta, în ochii lui Dumnezeu, toți suntem egali. Și a lăsat vorbă la cea care a invitat-o la biserică să-mi spună mie, să-i spui pastorului că mi-a ghicit toată viața. Mi-a ghicit tot, asta era termenul românesc. Mi-a ghicit tot. Și de fapt, avea dreptate numai, nu ghicire era cuvântul, ci descoperire. Pentru cel care descoperă viețile noastre este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Și imaginează-ți că aproape de o oră el face treaba asta. Haideți să stăm ridicați pe picioare. Și deși e trecut de ora 10, aș vrea, dacă ești aici în seara asta și ai nevoie de Dumnezeu și să te predai lui Dumnezeu, să scapi de trecutul tău, să scapi de problemele tale, să scapi de durerile tale și crezi că Dumnezeu ți-a vorbit direct și nu ți este rușine, că n-ai de ce să-ți fie rușine, ci chiar cei care vin în față întotdeauna onorează pe Dumnezeu și cuvântul predicat, aș vrea, în timp ce frații vor cânta ușor, așa, dintr-o cântare, te invit, fără multe insistențe, să vii aici în față să ne rugăm pentru dumneata. Dacă ești aici și ai nevoie de Dumnezeu, Dumnezeu este aici să se atingă de tine. Dumnezeu este aici să se atingă de nevoia ta. Nu este succesul meu un joc în seara asta, că nu, eu n-am niciun succes, nici dacă ies mult sau puțin sau deloc. Ci cel care merită să fie onorat prin această rugăciune este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care ți-a vorbit în seara asta. Dacă vrei să scapi de tot trecutul tău, ne rugăm și sângele lui Iisus Hristos este aici să te ierte, să te libereze. Dacă ai probleme cu neiertarea, dacă ai dureri, dacă ai apăsări, dacă ai poveri, dacă ai răni în sufletul dumitale, nu contează din ce grupare, biserică, religie sau ce ești, Dumnezeu este aici pentru dumneata și pentru tine. Și dacă crezi lucrul ăsta, te rog să pășești în față. Haideți să cântăm repede.